Stimați prieteni, bine ați venit la spectacolul nostru aniversar. De data aceasta, să zicem, este un spectacol cu dublă încărcătură. Pe de o parte, aniversăm 7 ani de la înființarea trupei Roberto, iar pe de altă parte, fix o săptămână în urmă, aduceam în orașul nostru marele premiu de la Festivalul de Teatru pentru Copii, Se caută un actor din Slatina. Adevărat că n-a fost singurul premiu pe care l-am luat, au fost 2 premii, ce e drept ca de fiecare dată cele mai mari. Da, au fost și premiu pentru cea mai bună interpretare feminină. În momentul acesta, trupa Roberto cifrează cumva 77 de premii naționale și internaționale și cel de-al doilea premiu este, așa cum vă spuneam, premiu pentru cea mai bună interpretare. În momentul acesta sunt 8 premii de interpretare masculină și feminină aduse în orașul nostru. După acești 7 ani, aș vrea să fac și eu niște mulțumiri, să aduc în fața dumneavoastră câțiva oameni care au fost alături de noi la bine și la greu. Aș începe cu domnul Marius Chiva, reprezentant al Centrului Cultural Pitești și referent totodată în cadrul Centrului Cultural Pitești. Vă mulțumesc mult pentru o bună colaborare între trupa de teatru Roberto, coordonată de inimosul și distinsul nostru prieten, Robert Chelmuș, și Centrul Cultural al Municipiului Pitești. Sunt mesagerul unei idei transmise de doamna director Carmen Elena Salub, care din motive obiective nu poate participa la acest mic spectacol. Cu ocazia împlinirii a 7 ani de la înființarea trupei de teatru Roberto și domnia sa vă transmite succes în continuare și pe plan profesional și, bineînțeles, pe plan extraeducativ și o mai bună colaborare și în anul 2016 și, de ce nu, și în perspectivă între trupa de teatru Roberto și Centrul Cultural Pitești. Cu această ocazie îi acordăm o diplomă de merit, de fapt acordăm diploma de merit pentru trupa de teatru Roberto cu prilejul împlinirii a 7 ani de la înființare. Și să-i urăm succes, toată să-l aplaudăm pe distinsul coordonator, Robert Chelmuș. Domnia sa, cred că ne cunoaștem de pe puțin de 10 ani, vine cu fel de fel de propuneri care de care mai ingenioase. V-a amintit premiile pe care le-a câștigat până în prezent. Concursurile sunt foarte multe. Spectacole ținute în piața primăriei, în piața Vasile Mila. Trupa văd că se înmulțește pe zi ce trece. În primul rând mă adresez părinților să țină aproape de copii și să-i țină aproape de Centrul Cultural și de această trupă, pentru că merită în primul rând efortul depus de domnul Robert Chelmuș, artistul Robert Chelmuș. Este binevenit oricând la centru, cu toate că noi câteodată nu suntem prinși în momente potrivite și poate cine știe, dar îi mulțumim pe această cale încă o dată și încă o dată aplauzele dumneavoastră pentru tot ceea ce a făcut și ce va face în perspectivă. Mulțumim mult! Având în vedere că sunt coordonatorul Clubului de Istorie Arman Călinescu și sunt redactorul șef al revistei Documente Restituiri, cu această ocazie vreau să-i mânez și din partea mea personală o revistă domnului Robert Chelmuș. Mulțumesc mult! Și cu rugămintea de a o citi. Succes! De altfel, nu-mi scapă foarte multe lucruri necitite. Așa că m-am luat cu vorba și am uitat să vă arăt una dintre diplome, pentru că cealaltă mi-a fost șutită, să zicem așa. Aceasta este diploma cu marele premiu. O să vă invit la un moment dat să ne bucurăm de pe urma muncii pe care trupa Roberto a depus-o. Iată că în urmă cu circa o lună începeam o campanie dedicată familiilor sau susținerii familiilor care au fost îndoliate în urma decesului copiilor diagnosticați cu
virusul E. coli. Circa 10 spectacole, am mers și am susținut acest proiect pe care l-am dus la bun sfârșit. Mai avem și astăzi un spectacol, iar mâine, începând cu orele 12, vă invităm în cadrul hipermarketului Auchan. Pentru că acolo mai susținem un spectacol. Am să continui prin a invita în fața dumneavoastră o distinsă colaboratoare a trupei Roberto. Dânsa este președinta Fundației Literare Liviu Rebreanu și totodată profesoară de limba și literatura română la Școala Generală sau Gimnazială numărul 1 Nicolae Simeonide. Doamna Alora Albulescu este și coordonatoarea Centrului de Creație și Interpretare al Școlii numărul 1. Mulțumesc pentru invitație și mă bucur să vă revăd. Chiar mi-era dor de centru cultural. Lăudabilă această aniversare, lăudabilă existența acestei trupe și a coordonatorului ei. Nu știu când au trecut 7 ani, de când a apărut în peisajul artistic al orașului, dar știu că din momentul în care s-a remarcat, a continuat așa în crescendo până la această explozie de diplome. Am înțeles că se vizează numărul de 100 de diplome, să dea Dumnezeu să fie chiar 1000, pentru că sunt niște elevi meritoși și un coordonator care îi consideră ca pe copiii lui. În mileniul 3 să mai face muncă de voluntariat ca în calitate de coordonator al trupei. În mileniul 3, copil fiind și având atâta și atâta de învățat și având atâta extrașcolare în cadrul fiecărei instituții de învățământ, să mai vii și în alte spații și să mai desfășori o activitate așa de calibru, cred că este de 1000 de ori lăudabil. Și ce îmi place foarte mult la această trupă, că față de toți cei care își fac niște spectacole ca să fie mediatizați, ca să primească niște note de 10 la română, de exemplu, sau eu știu, la muzică, la alte obiecte, ei sunt aceia care vin din pasiune, după cum și coordonatorul lor, din aceleași motive, este atât de inimos, așa cum s-a amintit. Și îmi mai place că îi găsim prezenți în spații alternative neconvenționale și că ne-au bucurat de atâtea ori în piața Vasile Mila, la primărie, acolo la fântâni, dar și în cadrul diverselor activități inițiate de Centru Cultural, care într-adevăr este un sprijin de nădejde, așa cum îi spune și numele, este Centru Cultural și într-adevăr este Centrul Culturii și cel care susține pe cei care își doresc să facă ceva pentru cultura măcar locală, dacă nu și mai departe, pentru că de fapt această trupă a spart granițele localului și a ajuns deja la nivel național. Sunt premii care atestă acest lucru. Sunt emisiuni televizate în care noi vedem prezenți pe copiii care activează în cadrul trupei. Nu îmi rămâne decât să le spun felicitări și mult succes în continuare, energie și sprijin așa cum o primiți și până acum, dacă nu chiar și mai mult. Vă mulțumim! De asemenea, am avut o serie de spectacole în cadrul Fundației Literare Liviu Rebreanu, cu sediu în momentul de față la Biblioteca Județeană din Nicolescu. Aș vrea să merg mai departe, să aduc în fața dumneavoastră o domnișoară. Am să dau în întâietate domnișoarelor și doamnelor înainte la vorbitor și apoi domnilor. Am să o invit pe Ioana. Ioana este o proaspătă colaboratoare a noastră, de fapt și de drept noi cu Cotidianul Argeșu avem o experiență de mulți ani, însă pe Ioana am descoperit-o chiar la biroul ei acolo la redacție, unde își făcea materialele pentru a doua zi. De atunci Ioana ne-a devenit prietenă cumva și scrie și ea despre noi.
O să rog să spună câteva cuvinte dacă vrea. Bineînțeles că nu este o păcăleală. Ea mi-a spus să nu o chem pe scenă, dar eu, bineînțeles că am îndrăznit să fac acest lucru. Nu o să repet foarte mult timp, pentru că sunt nerăbdătoare și eu să văd ce au pregătit copiii și sunt sigură că și ei sunt un pic emoționați și nu spun decât atât, felicitări coordonatorului, felicitări părinților, felicitări copiilor și să ne întâlnim mult, mult timp de acum încolo. Felicitări, dragilor! Mulțumim! Mulțumim! O altă colaboratoare de a trupei Roberto este chiar aici în sală, se numește Cristina Boțoghină și a venit fix de la Muzeul Național Golești, unde mai mergem noi și mai susținem spectacole pentru cei care se află cumva, eu știu, în vizită la Muzeul Golești, atât din plan local, cât și din plan național. Bine ai venit la noi! Mulțumesc foarte mult, Robert! Sunt foarte bucuroasă și onorată în același timp că mă aflu în această zi, în această după-amiază, alături de dumneavoastră. Mă alătur celorlalți antevorbitori care v-au felicitat și te-au felicitat pentru reușitele din această perioadă. Trebuie să vă lansez o invitație la Muzeul Golești. Eu cred că de 1 iunie cu siguranță o să veniți, o să vii împreună cu trupa Roberto și în Parcul Familiei Goleștilor ne veți încânta și bucura cu spectacolul pe care îl aveți pregătit. Acum, de asemenea, sunt nerăbdătoare să privesc și să vă admir. O parte, trebuie să spun că o parte dintre copiii i-am recunoscut în sală și de asemenea pe părinții lor, care părinți și copii care au venit la Golești și au susținut spectacole. Încă o dată vă doresc în continuare mult succes și vă așteptăm cu drag pe toți la Muzeul Golești, mai ales că vremea este foarte frumoasă și muzeul are ce să ofere și veți pleca cu mare împliniți și îmbogățiți de frumusețele de la muzeu. Nu mai zic altceva decât vă doresc în continuare o seară plăcută. Mulțumesc mult încă o dată! Mulțumim și noi! De fiecare dată venim cu mare, mare drag la Muzeul Golești. Eu de fiecare dată, să vă spun sincer, chiar renasc. Ajung acolo și mă simt atât de bine de fiecare dată și parcă aș merge pentru prima oară. Totul este atât de mirific și de frumos. O altă domnișoară se află aici în sală și este de altfel la fel o colaborare de lungă durată. Este Doina Panaiete. Prin florăria Olga, ea am observat eu acolo că a venit și cu ceva la noi, pentru că eu nu pot să tac, de altfel știți că așa sunt eu mai scoditor. Am să o invit chiar aici pe scenă, pe domnișoara Panaiete și cred că ne-a și pregătit ceva pe lângă prezența distinsei sale în această zi cu noi. Vă mulțumim mult, vai, deci este un aranjament foarte frumos. Promit că am să-l folosesc de fiecare dată când o să am ocazia în spectacolele trupei Roberto. Cred că ne-ai pregătit și tu o poezie, nu? Din câte am înțeles, este o poezie mai nouă, făcută special pentru Ziua Păcălelilor? Ar fi. Se numește Prietenul Interesului. Tu te dai că mi-ești prieten și îmi zâmbești precum un clob care parcă abia așteaptă să mă scoată din decor. Și îmi zâmbești în continuare cu o față schimbătoare în funcție de anotimp. Și ai un nas precum Pinocchio de a ajunge până la Tokyo. Și uiți că tu cândva te-ai hrănit din palma mea. Și de-ți dau a doua șansă, eu merit a mea soartă.
Anaide, mai ai ceva pregătit pentru această zi sau... Bine, îți mulțumim anticipat. O să ținem microfonul? Ține. Drumul tău. Mergând pe drumul tău, din drum nu te abate, chiar dacă mulți nu știu, decât să dea din coate. Oricât ai încerca să schimbi lumea în bine, mereu o să găsești și urme de neghine. Și de caz tu te ridici, oricât de greu ar fi, și înveți că în viață îți alegi ceea ce vrei să fii. Un luptător pentru valoare, să dai lumii culoare, lăsând lumină în urma ta, să-ți întreci condiția. Este greu atunci când totul este în ceață și încerci să te strecori printre atâtea ziduri insipide, ziduri fără culori. Nu poți schimba tu lumea, dar poți să o filtrezi. O floare parfumată te încântă și dacă o privești. Mulțumim! Aș avea o provocare astăzi, până o să terminăm cu vorbăria și promit că nu mai durează foarte mult. Oricum, sunt convins că vă place și acest subiect. Am să-l invit pe domnul Oprea pe scenă. Nu se aștepta, evident. Dar eu sunt ceva nu, pe... cu lumină, da. Eu am să vă invit aici. De ce? Dânsul este un... unul dintre călătorii așa prin lume, ajunge până în America în fiecare an la fica dânsului. Nu este o păcăleală, nu, este tot ok, da? Nici nu vă provoc astăzi la o păcăleală. Vă invit, dacă vreți dumneavoastră, să spuneți câteva cuvinte din, eu știu, experiența pe care am avut-o până acum împreună, să zicem. Și împreună cu mine și împreună cu copiii pe care îi instruiesc eu. O provocare pe care v-am lansat-o astăzi, sper să nu fie supărătoare. Mulțumesc. Ce să zic? Decât să spun că el, Robert, a crescut sub ochii mei. Eu, jurnalist, atâția ani la ziarul Argeșul, el începea ca și acești copii. Este adevărat ce corect, spun? Corect. Așa? Și iată că suntem astăzi la un moment foarte important, când își are trupa proprie, un actor, un artist desăvârșit și vreau să vă mai zic că am fost alături de el și de trupă la majoritatea spectacolelor. Fiecare zi ce trece îi crește valoarea și sunt convins că peste nu prea mult timp toți acești copii pe care îi vedem astăzi vor deveni actor de nădejde, valoros și poate cine știe ca și Robert o să-i filmești, o să-i fotografie și atunci, poate cine știe peste 20, 10, 12, 20, mă rog, mulțumesc foarte mult, 100... succes tuturor și promit că voi fi tot timpul alături de dumneavoastră, de trupă și de părinți și de copii și de toți cei care sunt aici. Mulțumesc! Mulțumim mult! Mulțumim mult! Domne, cred că v-ați propus ceva zdravă. Mi-am propus să trăiesc 170 de ani, așa că tot aveți timp. Cred că trupa aceasta o să... Mulțumesc. Cu toate că s-ar putea să fiu dus în cârce sau ce. Mergem mai departe. Domnul Adrian Bughiu este unul dintre oamenii statului, aș putea spune, deoarece a fost și cred că încă mai este, încă nu știu, secretar de stat pe probleme de tineret și sport. Cum l-am cunoscut eu pe domnul Adrian Bughiu? Odată și-a propus să facă o surpriză persoanelor care au fost private de libertate în penitenciarul Colibaș. Și m-a sunat și mi-a spus, vrei să vii să faci și tu ceva acolo? Și am spus, da, să trăiți, bineînțeles. Nu era atât de mare la stat cât este acum, dar de fiecare dată să știți că m-a ajutat cu mare plăcere. Aș vrea să-l invit în scenă, pentru că este unul dintre colaboratorii care se pregătește să mă ajute la cea de-a 7-a ediție a Școlii de Vară Micii Artiști, pe care o realizez împreună într-un triumvirat din acesta între Centrul Cultural Pitești, Casa de Cultură a Studenților și, nu în ultimul rând, Direcția de Sport, de fapt era de Tineret și Sport, în mod corect spus, nu? Vă mulțumesc că ați venit și vă rog să spuneți câteva cuvinte, poate și din experiența dumneavoastră de secretar de stat, pentru că, sincer să fiu, n-am fost pe acolo niciodată și poate dă Dumnezeu să
Mă infectez și eu de la dumneavoastră, cumva. Da, vă mulțumesc. Încerc să nu pierd din idei. Acum am aflat că voi fi partener în susținerea unui proiect viitor. Asta înseamnă că considerați-o ca o promisiune pe care o voi duce la bun sfârșit. Într-adevăr, eu cu Robert ne cunoaștem de multă vreme, am făcut voluntariat împreună când, într-adevăr, nu eram așa de, hai să zic, mare la sfat. Sper eu că la stat n-am fost niciodată, sau invers. Colaborarea noastră a continuat și atunci când am intrat în lumea asta administrației locale ca și director executiv adjunct al Direcției Județene pentru Sport și Tineret Argeș, funcție pe care o dețin și în prezent, pentru că am fost secretar de stat până guvernul Ponta s-a retras din guvern. Asta nu înseamnă că ușile s-au închis sau că, virgulă, colaborarea noastră nu va fi cel puțin la fel de fructuoasă și pe viitor. Colaborarea noastră n-a fost tot timpul așa simplă, a fost uneori încorsetată de viciile procedurale, pentru că cel puțin pe partea de tineret DJFT Argeș se adresează tinerilor între 14 și 35 de ani și uneori vârsta cu care lucrează copilul cu care lucrează Robert este mai mică. Eu, ca să mă exprim așa elegant, îl dădeam elegant afară pe ușă, Robert intra pe fereastră, îl mai dădeam o dată, mai intra o dată pe fereastră și am reușit într-un final, cum necum, am lăsat eu de la mine, el de la el și am reușit să colaborăm și legal la câteva proiecte comune și zic eu reciproc avantajoase. Profit de prezența mea aici, care pe de-o parte mă obligă să vă sprijin în continuare, dar pe de o parte vă obligă și pe dumneavoastră să țineți standardul cel puțin la fel de sus. Mă bucur să constat că munca dumneavoastră nu e în zadar sau nu e efemeră și ea este însoțită de recunoașteri, fie ele interne sau internaționale. Și vă lansez o provocare începând din luna aprilie, adică începând de astăzi, centrul de tinere Pitești, care funcționează în anexa sălii sporturilor și acolo unde ați mai desfășurat activități, își redeschide porțile. Putem să spunem că avem un buget stabil cu voia nu neapărat a Domnului, ci a Domnului, dar cu voia dirigătorilor Ministerului Tineretului și Sportului avem un buget aprobat și o parte din buget cred că putem să-l redirecționăm și către proiectele clubului de care te ocupi. Una peste alta, mă bucur să fiu prezent aici, promit să fiu prezent ori de câte ori voi fi solicitat și dacă prezența mea contează mai mult sau mai puțin, sper ca sprijinul meu financiar și logistic să se vadă. Vă mulțumesc și mult, mult, mult succes! Eu vă mulțumesc pentru faptul că m-ați suportat atâția ani și dacă nu o să mă suportați, promit că am să intru din nou pe geam pentru că mă pricep la chestiile astea, indiferent la ce etaj v-ați urca. Așa. Aș mai avea o propunere pentru dumneavoastră. Chiar acum mă gândesc că trupa Roberto deja așteaptă să intre cumva în scenă. Eu aș vrea să invit pe cei care și-au pregătit păcălelile de 1 aprilie ca o provocare, eu știu, ca idee sau ca sugestie pentru cei care au de gând astăzi, pentru că încă nu s-a terminat 1 aprilie, să facă, eu știu, o năstrușnicie, zic eu. Părinților, mamelor, surorilor sau eu știu, bunicilor sau ce mai cred ei că le trec prin cap. Deoarece eu știu sigur că au făcut deja suficiente până la această oară, acum îi provoc doar să le spună la ce s-au gândit ei. Deci, în următoarele momente, trupa Roberto va urca pe scenă, să zicem o parte dintre cei care au curajul să spună câte ceva dintre cele ce au ei în minte legat de data de 1 aprilie. Deci, vă aștept pe scenă. Se pare că avem trei. Am să vă rog să dați microfonul de la, deci după ce spuneți o poantă de-a voastră, o păcăleală, să dați microfonul către cealaltă și apoi să vină microfonul de câteva ori până vă epuizați voi poantele. Bun? Începem de la Daria. Lipește o bagnotă la intrarea în clasă. O să fii surprins să vezi cât o să se aplece.
Înlocuiește apa cu parfum. Înlocuiește untul cu săpun. Toarnă colorant alimentar în lapte. Toată lumea se va speria. Pune prin magazin un șarpe de plastic. Dă-i învățătoarei un marker permanent, în afară de marker de tap. Furișează-te seara în camera părinților sau a fraților și fixează alarma ceasului mai devreme. Înlocuiește ketchup-ul cu vopsea roșie. Înlocuiește mustarul cu vopsea galbenă. O păcăleală mai veche, dar merge tot timpul. Înlocuie zahărul cu sare. Înlocuiește crema de la Oreo cu unt. Înlocuiește o cremă din biscuiți cu pastă de dinți. Da, se pare că n-au gânduri rele. Vă dați seama de ce ar fi în stare. Acum aș ruga inclusiv stafful de cântăcioși, de fapt toată trupa Roberto care este prezent aici în acest moment, vreau să cânte la mulți ani, așa că am nevoie de și de dumneavoastră și de noastră. O să cântăm împreună. La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. La mulți ani să trăiți. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. La mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. La mulți ani. Cine să trăiască, cine să trăiască. La cel mare cornărat, dar nu-i ca mine de învățat. Așa zău, băierii dumneavoastră, nu că mă lau, dar puteți trebași pe cuconul, cum doamne iartă mă-i zici. Cuconul, unul mai ceacăr, cu barba-n furculiță și cu alinică cărnul ca din vârful nasului. De mult și tot trecuse astă iarnă pe la ferestre cu coniței. Ia ca poznai că îi dai numi. Cu conița, una mai limonie la față și cu ochii doi pe. Îl apucați pe bietul cu cănășel, o tuse de șei cu urechile lângi, ca să nu zic vorba proastă. Și numai eu am putut să tămăd de dânsa. Bat-o pârdalică, ca să-i cuibase, mă rog, în el, ca în casă-i. Știți ce am dat să bez? Ceai de cucută, fiert, la un loc, cu snop de piparuș roșii și dres cu puțitică terpentină. De atunci să-l auzi ce glas are, cum cântă din ochtoi glasul la loctele. Ți-i mai mare drag să-l asculți, parcă e roată de carne unsă. Când vrea să zică te mirce, îi face gâtul scump. Și domni frumosii mașini, n-ar fi de Dioc mititelu. Când uracă pomenii de Dioc, trebuie să vă spun boierii dumneavoastră că mă pricep la discântici mai bihai decât baba Clanța. Știu să fac și câulcica, de ți se zburlește chica. Când auzi dracii șoptind și prin oală boș băind, atunci vezi cum vine zboara prin văzduh ca o cucoară. Voinicel de dor nebun, e o prăjină de alun. Ii domni, da mulți cucăneșei să rescui.
cărora își face de dragoste colșica, dacă n-ar fi cumpănat. Ia, spuneți drept, sărutam așa ochișor, să vă fac acum să rebuniți după mine, că sunt de bătrână și de hardughit. Ce m-ați mai pupa, ce m-ați mai dismierda, ce m-ați mai numi înger cu porgale și eu m-aș pasări chiar ca Amanda. Mondie, mondie, je vais vous pardon. Da, da, nu vă spariați, că așa glumesc eu. Da, de cumva aveți ceva acturi la suflet și vă pica cu tronclaimă vreo cucoaniță frumușică, fie și cu bărbat totul. Să vă spun eu meșteșul bun. Prindeți în noaptea șurii bobotezii un liliac într-un furnicar. Peste 3 zile nu mai rămâie din el decât două ciolnoase subțirele, un cârliger și o lăpățică. Când o atinge bărbat cu lăpățica, la dragii, se duce de-a tâmba peste număr și nouță. E, curată-i socotea. Dar, până la liliac, veniți la mama Angelușa. Dragi boieri și cuconițe, holde fete văduvițe, de vroit numai decât să vă treacă de urât. Lăsați-te casa, masa și cu inima voioasă alergați, vă sfătuiesc, la Teatrul Românesc. Când ați vrea să vă slujesc, pam, pam, și eu sosesc. Îi umblă în cap tu soră, să ajungă ea Luxandrei noră. Oh.
șorți. Nu-ți vine nici să crezi, fă cruce, fă să nu-l visezi. Nu l-aș purta nici de poruncă, ce poartă ea, hai de-o m-aruncă. Cu rând de haine o văd mergând la muncă, la joc și ori același rând, îl poartă într-una și de cun. Luxandra-i doară preoteasă, ei așca tenoră mai aleasă, s-o ducă-n bună și-n diuma acasă. Ea n-a ajuns oricum și cum, să-mi strângă noră de pe drum. Să șie noră pe o satană, că e săracă și golană. De ce nu vine ca să-i dau pomană? Nu-i casa lor în care stau și în casă nici cenușă n-au. Auzi tu, mamă, câte-mi spune? Și-alargă în sat să mă adune și câte purecliri pe ascuns îmi pune. De asta să-i dau și eu răspuns, la câte legi am fi ajuns. Ia-mi sare drum, că doare, doare, mă apuc să-i spui o vorbă-n poară. Și dacă tac, hei, vin căldur să moară. Să vezi tu, mamă, jurături, că acum s-a 10 guri. Cu gura mă s-a bat o gloată și, de o treabă leană toată, mi-ar pune capul sub picior. Săpată, dar le-ar pe plac eu n-am să mor, că n-am ajuns la mila lor. De foame nu dau pe piortul, eu iarna singur îmi țes tortul și umblu și eu cum socot că-i portul. Din amătăsuri am ce pot, nici bun prea prea, nici rău de tot. Mă prind cu ea, cel sfânt s-o bată. Dar cum mă prind? Ea e bogată! Ce haine mi-am făcut ca ea vreodată? La joc mă pățăr când vedea cu fetele de seama mea. Ori am vorbit cu dânsa glume, o fac de râs și scot eu nume, ori e zgâtită în ciuda ei lume. Ei, știu eu focul. Ochii mei, Lisandru-i ca alta cei. Dar ce? Îl țiu legat de mini, îl trag de mânecă. Pa, bine! El vine așa, de dragul ei când vine. Eu nu pot ușa să-i încui, de stă prea mult eu, cum să-i spui? Sunt eu la urmă vinovată, că Leana umblă ca turbată, să-l vadă în casa lor intrând odată? Și dacă lui nu-i dă prin gând, ia blastemă de nu-și de rând. Dar poate de-aia Bob cu sâta, o fierbe ciuda pe urâta, că-s mai frumoasă decât ea și atâta. Să aibă Leana în frunte stea, nu-i partea ei, ce-i partea mea. Că boi-s buni, bine-i bogată, dar dacă pui flăcăi odată, să aleagă dâns și cum s-o cot o fată. Bogata-și pupă boi în bot, îmbătrânind cu boi cu tot. Petrecuse cu chitara toată vara, însă iată că într-o zi, când pivonița porni, creierele se trezi, fără muscă, fără urmă, fără umbră de fărâmă. Ce să facă? Hai să ceară la furnică până vară, niscă-i babe de secară. Pe cuvânt de legioan, voi plăti cinstit cu cană, cu dobânzi, cu tot ce vei. Dar furnica harică are un ponos al ei, nu-i de fire darnică. Și răspuse cam răstit, asta vă arăt ce-ai păzit. Dacă nu e cu bănar, zi și noapte am cântat, pentru mine, pentru toți, joacă astăzi dacă poți. Ne mai ca adevărat, în ce apă mai scăldat, măi. Ne mai ca adevărat, în ce apă mai scăldat, măi. Până acolo, în ce șurubi, să fii dragă și cui, să fii dragă și cui. Te-am plecat, măi.
să vinți la lume cu drag, mai să le cânti oamenilor tot de dragoste și dor, tot de dragoste și dor. Nu sunt raft, nu sunt cutie, poate ori fi în bucătărie.
răscolește pe sub scară și în boiță, în cămară, în cuptor, pe sobă sus, ochelarii nus și nus, să nu fie cu bănat. Cine oare i-a furat? Când să-i cate și prin pindă, dă cu ochii de oglindă. Și ce vede? Ce nu vede? Parcă nici nu-i bine a crede. Ochelarii poznă mare îi stăteau pe nas călare, îi cătase în cui supat, dar pe nas nu-i a cătat. Și de nu-i vedea în oglindă, iar căta și-acum prin pindă. Bună, tati! Ce fac? Păi ce să fac? Citesc. Ce citesc? Război și pace, de Lev Nicolaevici Tolstoi. Nu e o carte dificilă pentru mine. Asta nu-i nimic! Stai să vezi ce complicat este filmul! Sigur că am văzut și filmul. Chiar dacă nu-i film pentru copii de clasa 2. Știu, tati! De ce m-am uitat la el? Pentru că eu sunt în clasa 4 deja! Știu că nu te-ai gândit, dar timpul trece. De când n-am mai petrecut noi doi timp împreună? De 2 ani, 7 luni și 11 zile. Ce este extraordinar! Memoria? Cum ne țin minte așa de exact? Am învățat la cursul de memotehnie. Cum? Ce? Cursul de antrenat memoria. Nu, cursul ăsta nu se face la școală. Nu, dragă tati, urmez în timpul meu liber. Știu că în ziua de astăzi este bine să înveți cât mai multe, să acumulezi cât mai multe. Dar nu se știe când ai nevoie de ele. Să mă pregătesc să mergem la cofetărie? Să mâncăm câte o prăjitură? Îmi pare rău, dar nu pot. De ce? Pentru că sucurile și dulciurile din comerț conțin grăsimi hidrogenate care astupă arterele și duc la scăderea imunității. Asta vrei să-mi faci tu mie, tati? De unde știu toate astea? Din cartea Cum să mănânci sănătos. Știu că nu este bine să citesc chiar atât de mult. Îmi recomand să merg prin parc? Plimbări zilnice? Să respir aer curat? Mă duc, teticule, în fiecare marți și joi când am antrenamentul de atletism. Dacă nu vreau să mergem la cofetărie, să mergem la mall să vedem un film, îmi pare rău, dar azi nu pot. Am ora de balet. Da, balet! Mâine după 4, ora de pian. Sorry! Cât ține? Până la 6, până după care merg la Mionjin Kokokani. Cum vorbesc? Nu sunt obraznică. Ce-i aia? Cursul de limba japoneză. De când studiez japoneza? De un an și jumătate. Cum? Unde ai fost în timpul ăsta? La serviciu, tăticule! O lăsăm pe poimine? Vineri? Vineri am repetiția de teatru generală la trupa de teatru. Sâmbătă avem premiera. Duminică pleci în delegație? Nu te mai agita, tăticule. Trebuie să recunoaștem că amândoi suntem niște persoane ocupate. Nu pot să crezi că nu reușim și noi să găsim puțin timp liber? Să-l petrecem împreună? Lasă că găsesc eu o soluție. Dă-mi voie să-mi consult agenda. Nu. În niciun caz. Imposibil. Nici atunci nu se poate. Când atunci? Joi. Nu joia asta. Nici joia viitoare. Peste 10 ani. Cum adică peste 10 ani? Așa, bine, pot să te programez într-o...
Da, uite, fix peste 10 ani, atunci o să am 5 minute libere înainte să încep ceremonia de absolvire a facultății. Cum, 5 minute? Nu mă recunoști? Noapte bună, Corina! Elena! Elena! Noapte bună, Elena! Noapte bună, tati! Asupra mea o putere imensă, mă trezesc zâmbind în fiecare zi. Ce șansă că te-am cunoscut, nu mai credeam în iubire.
la orice, pe veci să fiu a ta. N-aș cere mult, prea mult, de teamă să nu te pierd. Și oricât ai ieși, tot aș putea să ies. Aș trece mult, aș trece mult, dacă știi că e drum la tine. Eu te iubesc și îmi doresc mereu să-mi cânt iubirea. Aș ocoli pământul întreg doar să-ți văd privirea. Aș trece mult, aș trece mult, dacă știi că e drum la tine. Albă ca zăpada, scufița roșie, cenușă reasă. N-am găsit nimic ce să-ți placă, așa că o să spun o poveste inventată de mine. A fost odată ca niciodată, că dacă n-ar fi fost, n-ar fi povestit, o fată se numera Fata. Într-o zi, ea stătea la pervazul ferestrei sale și se uita după prințul tăței. Și de cum un ceas, două, și prințul tău nu veni. Dintr-o dată,
și nervoasă. Rapunzel, Rapunzel, vino imediat la mine. Auzind acestea, Rapunzel se grăbi să ajungă la mama vitregă. Da, mamă vitregă, ai pățit ceva? Ce mă întreb dacă am pățit ceva? Nu vezi că am rochița șifonată? Nu este șifonată. Dar tu nu vezi cum este aici? Este un pic de tot, dar acest lucru nu se poate vedea decât dacă nu te agiți. Bine, dar acum du-te la surorile tale, care strigă de 2 ore și tu tot nu fii. Bine, am să mă duc. Aveți nevoie de ceva? Cum adică dacă avem nevoie de ceva? Nu vezi că eu n-am coronița și ea n-are pantofi? Bine, vă aduc imediat și coronița și pantofii. Coronița este bună, pantofii sunt buni. Da, sunt bune! Dar acum du-te și schimbă-te mai repede, că întârziu la bal! După 5 minute, cele 2 surori au început să strige din nou pe Rapunzel. Rapunzel! Rapunzel! Vino imediat la noi! Auzi, Rapunzel nici nu era gata, numai doar așa cum era, s-a grăbit să ajungă la cele 2 surori. Am venit, acum sunt gata să mergem la bal. Acestea au plecat la bal. Ajunse acolo, cele 4 fete se despărțise. Desigur că cele 3 se duseseră să-l caute pe prințul cățel, numai la Rapunzel s-a dus să-și caute un loc unde să fie numai la singură. Acolo l-a întâlnit pe prințul cățel. Încântată de cunoștință, majestate! Da, vă mulțumesc frumos! După ce își terminase conversația, cei doi s-au îndreptat spre Balcanul Regal. Acolo au avut loc niște discursuri foarte, foarte importante. Și cu această ocazie, eu voi deveni prințesa Rapunzel! Cei doi se puseră pe nas, numai că, dintr-o dată, prințul cățel se transformă în Moș Crăciun! Ho, 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 ho! După ce se terminase petrecerea, cei doi se hotărâseră să plece într-o lună de miere pe planeta Moșului. Acolo erau mai dulciuri, jucării, reni și spiriți. Cum? Tot nu taci? Alo, mami? Da, i-am citit și poveste. Să-i cânt? Ce? Bine, am să-i cânt ce știu. Are mama o fetiță frumusică foc, are mama o fetiță cât un ghemotoc. Are mama o fetiță frumusică foc, cât un ghemotoc. Înțeleg că nu ți-a plăcut cântecul, n-a fost chiar potrivit. Dar dacă o sun pe mama iară, să spună că sunt nebună. Alo? Da, mami, i-am cântat. Cum? S-o legă. Bine. La, 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 la. Yeah.
mi-am dat puterea de a fi cum sunt. Pentru mine ai visul cel mai sfânt. Scena cu mirajul meu cuvânt, viva auzit.
urmă, mai vreau ca pirăducul să-l dea răburtica și să-i crească pe nasul aluniță mori cu mari bunica lui. Și mai vreau ca autobuzul 16 să aibă stație în fața blocului, ca să nu mai meargă mă mâncat pe jos. Și mai vreau... Ana, gata, nu mai vrei nimic. Da, tu și niști. Și de ce dai buzna la mine în cameră? Dacă ți spun nu, tata, te omoară cu bătaia. Ieși afară! Eu sunt... Stai, cum îmi spui tu? Doamne, doamne. Tu ești doamne, doamne? Da. Vai de mine, stai! Da, tu sigur ești doamne, doamne? Nu ne păcălești ca să mi furi și va din casă? Că eu una, două sunt la 112. Auzi, tu să nu faci pe tămană credinciosul cu mine, că nu ține și nu sunt la nici 112. Ne-am înțeles? Eu sunt doamne, doamne și gata, da? Gimi, gimi, da. Nu, stai, să nu spui ce trece prin cap. Păi și nici să nu spun că ești gras, dacă ești gras. Uite-te ce purtă ai. Eu mă gândeam că, doamne, doamne, mai suplu. Chiar ți se pare că sunt gras? Da. Mă mir că toți sfinții îmi spun, vai, doamne, doamne, ce bine arăți astăzi, să știi că nu ți-ar strica o licuțică de gimnastică. Mă rog. Păi tu la cine ți rogi, că dar nu poți să ți rogi la tine. Aoleu, Ana, mai ai meții de cap. Eu am venit să purtăm o discuție serioasă și tu... Adică... Tu chiar ești doamne, doamne? Da, Ana, eu sunt doamne, doamne și în această calitate vreau să te rog să mă rogi... Vai, cine ești? Spune-ne, mă muca și lui tata pățul cine ne-a intrat în casă! O, vino stipul! Nu! Stai acolo la locul tău că ne supărăm, da? Și nu-i spui nimic, nici nu mă muca, nici nu tătuca, nici nu mă muca, nu tătuca! Ne-am înțeles? Tati și ti subi pe mine, că eu mă rog în fiecare seară la tine. Băi, are! De asta sunt și eu aici. Ana, este foarte frumos că te rogi la mine în fiecare seară. Și eu în fiecare seară te ascult toate dorințele tale. Dar cum să spun, vreau să te rog să mă rogi mai puțin. Deși să mă rog mai puțin, nu-i gini să mă rog la tine? Băi, gini! Băi, bine, dar nu mă pot ruga, că era așa tot ce se trece prin cap. De exemplu, de ce trebuie să am eu grijă că tu dorești să-mi mai vorbi mișor sau că o lume ceva ține să-mi mai placă țica sau... Tata să-mi mai pămătrează! Băi, dacă are și nu e trecut cu Nica, s-o fi ca și cu gaz, s-o dai și cu ziapă din brustul idioi și bubi pe cap. Și până la urmă zis, nu mai el disu știe cum eu treci. Așa că de-aia te-am rugat din mătreață și, apropo, să știi că nu i-au trecut încă. Mă rog, ok, am înțeles, dar vreau să te rog să mă rogi mai puțin. Pentru mine sunt mai importante alte lucruri. Ce lucruri? Războaiele, cataclismele. Păi tu crezi că numai tu te rogi la mine? La mine se roagă miliarde de oameni. Fugi de aici că nu te cred. Mincinosule, bunica zice că în ziua de azi nu se mai roagă nimeni la tine și că sunt păcătoși cu toții. Mă rog, are dreptate și bunica. În sfârșit, am exagerat eu puțin. Păi vezi, mai bine zică țilene că și mie mielene se duc noi. Păi știu că aseară m-ai rugat pe mine să ți-l duc. Păi te-am rugat degeaba că tot eu l-am dus. Și dacă stau mai ghinișor să mă gândesc, cam tot și te-am rugat, nu prea mi-a ieșitat. Haide, nu fi supărată. Ana, nu fi supărată. Ei, eu adică mă supăr, nu mai vorbesc cu tine. Și-o stipurați la toată lumea că ești leneș, că te-ai îngrășat și că de-aia n-ai vrut să mă ajuți. Haide, nu fi supărată. Ei, eu adică mă supăr, na. Ana, nu fi supărată, hai să uităm de ce ți-am zis. Na, am avut și eu o zi proastă, că nu mai văd capul de treabă și trebuie să am grijă să ascult pe toată lumea. Îmi pare rău că te-am supărat. Uite, acum mă plec și poți să mă rogi orice. Orice, orice? Da, prin cuvântul tău, prin cuvântul meu, cross my heart. Chini, doamne, doamne, vreau ca rezul mă muca să nu se mai lipească de tigaie, ca tata să nu mai sară ca un orangutan prin casă. Vreau ca mama să-mi ia acel smartphone nou.
Învățătoarea îl vede și îl întreabă: de ce plângi? Un copil mi-a dat jos plăcinta. Dar a fost cu intenție? Nu, a fost cu brânză. De ce și-au oltenii două pietre cu ei când merg la culcare? Cu una sting becul, iar cu cealaltă verifică dacă au închis fereastra. Profesorul către elev: nu ești deloc atent la mine, ai probleme cu auzul? Elevul: nu, doar cu ascultatul. Profesoara îl întreabă pe Ionuț: Ionuț, cum îi merge noului tău frățior? Ionuț îi spune: lui merge foarte bine. Mă tem că mama ar vrea să-l vândă. De ce spui asta? Pentru că îl cântărește în fiecare zi. Fiule, ți-am cumpărat manualele pentru școală. Au fost foarte scumpe, așa că ai grijă de ele. Gigi spune: bine, mamă, nici nu mă ating de ele. Părintele trebuie să meargă la Vatican. În timpul călătoriei, stoardeza îl întreabă: doriți ceva? Desigur, un pahar cu vin. Dar stați numai puțin. La ce atitudine zburăm în momentul de față? Cam la 2300 metri. Atunci dați-mi, vă rog, un pahar cu apă. Sunt prea aproape de șeful. Un copil mergea pe stradă și plângea. Un preot îl vede și îl întreabă: de ce plângi, copile? Mi-a dat mama 10 lei și am pierdut. Preotul scoate din portofel 10 lei și îi dă copilului ca să nu mai plângă. Copilul plânge și mai tare decât înainte. Acum de ce plângi, copile? Păi dacă nu pierdeam banii până acum, aveam 20 de lei. Dragă jurnalule, îți vorbesc ție pentru că fosta mea prietenă, Lucia, nu și-a ținut piscul, iar acum toată clasa afla de pe Facebook, inclusiv tata, că îmi place de Emil. Eu nu știu de ce nu poate să-mi placă de un băiat, să îmi linioară placă de un băiat, că doar sunt fetiță mare de acum. O să mă întrebați de unde mi-am dat seama. Ei bine, mi-am dat seama pentru că acum câțiva ani, la școală, băieții îmi puneau piedică și mă împingeau cu tcolo. Acum ar face orice să stea cât mai aproape de mine. Mă rog, sunt băieți, ei nu știu ce vor. Trebuie să le spunem noi, fetele. Asta am învățat-o de la mami, fiindcă ea mereu îmi spune lui tati ce are de făcut. Da, mami, vin acum, am apucat de tema la matematică. Lasă-mă! Bineînțeles că după faza cu Emil, tata m-a luat la întrebări și atunci, virgulă, i-am spus. Adică ce, mă, tati, mie n-are voie să-mi placă de om băiat semnul întrebării? Tata s-a încruntat și mi-a spus doar atât: uită-te în ochii mei și spune-mi ce vezi. Văd întuneric, copaci și că stă să plouă. I-am spus eu în glumă: ți-am spus să te uiți în ochii mei, nu în nasul meu. Pe mine m-a bufnit râsul. Linioară a bufnit râsul. Dar el nici măcar n-a clipit. Așa că simțim pericolul, i-am spus eu, ca să știe. Adică ce, mă, tati, mie îmi place de acel băiat, pentru că e băiat drăguț. Dar tata n-a mai spus nimic. Și pe urmă mi-a ținut o întreagă teorie despre greșelile din tinerețe de acum 1000 de ani. Am citit de curând că Steve Jobs a spus că în viață nu există greșeli, ci doar oportunități. Așa că eu pe cine să cred? Pe el sau pe tata care este instalator și nu instalează Windows-uri? Da, mami, vin acum, mi-a spus și lui tata că m-am apucat de tema la matematică, lasă-mă! În altă ordine de idei, eu mă gândesc mereu la viitor, la ce fel de femeie voi fi. Sper să n-ajung ca mama, că ea mănâncă puțin și se îngrașă mult. Mai bine semăn cu bunica, că ea s-a ținut bine chiar și la 60 de ani, pentru că i-a plăcut să se plimbe. La început făcea cât un kilometru în apropierea casei, dar acum nimeni nu știe câți kilometri a mai făcut, pentru că nu s-a mai întors niciodată. Gata. Dragă jurnalul, mă bucur că am stat de vorbă cu tine, dar sper să ții cu doi i gura. Te pup, semne X la mare. Puf, 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 foievir de viurea mai, de-ar veni primăvara.
apă cucul să cânte, să iasă oile-n munte, să iasă oile-n munte, mai. O, 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 de-ar veni luna lui mai, mai, sau turmele pe plai, mai, și mielul și-i zbirând, și ciobanii haulind, mai, și ciobanii haulind, doine din caval doinind, doine din caval doinind, mai. Este foarte deosebită de mine. Așa și zi mai
mai departe. Mor de curiozitate să văd cum aveți tu. Ea este o fată bondoacă. Cum? Sunt eu bondoacă? Ce vrei să zici? Că nu, asta zic toți copii. Bondoacă! Asta tu ai scornit-o. Ștege imediat bondoacă. Și ce să pun? Durdulie! Nu! Să nu pui durdulie. Dar ce? Rotofeie! Nu! Să nu pui rotofeie! Scrie! Îndesată! Grăsană! Crede-mă! Tot mai bine e bondoacă! Nu! Scrie așa! Ea a slăbit cam 2 kilograme și 300 de grame! Zău! Tu! Nu se vede! Nu se vede! Ba se vede! Dacă vrei, îți are rochițele. Dar ce? Eu fac portretul rochițelor. Știi? Sunt curioasă să știu ce ai scris mai departe. Păi, să citesc. Am scris așa. Colega mea de bancă are o față lătăreață. Cum lătăreață? Dar cum? Îngustă! Uite-te în oglindă! Mai are un nas borcănat și urechile măricele! Da! Bine! Uite ce am scris și eu! Colega mea de bancă este foarte deosebită de mine! Așa și e! Ea este alungană! Cum? Așa am scris, dar acum adaug și o celenoasă și o deșirată cu nas ca o trompă de elefant. Ha! Da? Tu faci și comparații? Păi, crezi că eu nu pot să pun în loc de... Are unii măricele, are urechi, care este foi de varză murată și... și... o bărbie ascuțită ca un vârf de pantof. Îți convine? Convine. Uite, scriu și eu. Mai are niște degete ca niște dopuri de piută și o strungăreață ca Dunărea la porțile de fier. Ha! Da? Hai la oglindă! Poftim! Spune! Unde vezi la mine porțile de fier? Și tu unde vezi la mine varză murată? Ștergi solănoasă și deșirată? Și tu ștergi față lătăreață? Șterge tu mai întâi. Nu tu! Bine! Nu vrei? Las că te aranjez eu, din punct de vedere sufletesc. Ce vrei să mai scrii? O să scriu că ești o egoistă! Și am să scriu că în orele de română scriu la matematică! Ha. Și copiez temele! A, da? Și am să scriu că ești de la ultima adunare de grupă ca să fac selfie! Da? Și tu nu te-ai prefăcut bolnavă pentru că nu învățase poezia pentru serbare? Ai fi tu în stare să scrii asta? Dacă scrii de adunare de grupă. Nu scrii. Dar nici tu de copii ai temele. Și n-o să scrii nici că sunt egoistă și că am nasul borcănat? Și cum să scriu? Știu. Potrivit. Și despre față? Potrivită! Și despre ochi? Potrivit. Bine, știu. Dar scrii și tu la fel, nu? Mai încape vorba. Ascultă. Colega mea de bancă este foarte deosebită de mine. Dana are nasul potrivit, gura este potrivită, părul și ochii sunt potriviți. Din punct de vedere sufletesc, ea este o fată foarte potrivită. Colega mea de bancă, Victorița, este o fată foarte deosebită de mine. Ea are nasul potrivit, gura este potrivită, părul și ochii sunt potriviți. Din punct de vedere sufletesc, ea este foarte potrivită. Nu! Cum vedeți, Gleama? Nu e nicio deosebire între ele. Bădă, și încă multe. Din punct de vedere fizic, Victorița are în plus 3 virguri. În schimb, din punct de vedere sufletesc, e mai bogată, Dan. 2 puncte. Și o pată de cerneală în plus! Ha, ha, ha!
N-ai adus? N-ai adus? A pus. Stai, măi, Gheorghe, că nu te-am întrebat dacă a pus. Te-am întrebat dacă ai adus carpufii. Pangofii? Păi ce mă duc pangofii în grădină? Ești surd? Eu te-am trimis în grădină să scoți cartofii. Tu unde ai fost? Nu, n-au unii. Păi, văd. Păi văd, nu auzi. Păi de ce nu auzi? Că m-am dus să scot cartofii în grădină. Și? Și când săpam, m-am găsit o grenadă. Te fog! Pomeni, iar face pomeni, n-am făcut săptămâna trecută în pomeni. Nu, nu la noi! Joi, sâmbătă. Pomana se face sâmbătă. Băi! Băi, de băi, mi-a de mie, acum să mă duc la Herculane, la băi, ce băi, mă duc, că nu mai înțeleg nimic. Grenada! În Canada, da, mă duc să fac bani în Canada. Grenada! Ce ai făcut cu grenada? Nu ți fac, că te aud, am aruncat-o pe sunarul. Și? Și ce? Mi s-a părut că e ceva în ea. Și am apropiat-o de ureche să văd ce zic acolo. Bine că n-ai băgat-o în gură, să vezi ce zică. În jură nu, i-am aruncat-o pe sunar. Și te-ai spălat în ureche? Se vede, se vede. Nu! Trebuie să te duci la orele! Orele? Nu mai știu exact cât era ceasul, faci-o pe la prânz. De ce? Ești numai bun de recaz! Tu de recaz bun! Un caz bun? Păi ăsta ți se pare că e un caz bun? Asta e un caz bun, că dacă era un caz bun, mă duceam așa cu noi de fost aerimică și creda în grenadă. Vezi? Dacă erai deștept, dar tu nu ești. Pune. Ce să pun mai omule? O compresă cu apă rece, tu auzi ce spun, trece cu compresă rece. Ai grijă să-mi faci o reiă! Eurovision? Da, sigură să te spun la Eurovision. Mă duc să văd în asta. Bun! Mă duc să iau cartofi! Acolo, acolo, cu lui.
Sunt mândru de dumneavoastră, sunt mândru de domnul cameraman care a fost astăzi alături de noi încă de la începutul spectacolului și mai ales pentru faptul că a stat până la sfârșit.